Salutare, dragi împătimiți ai jocului de fotbal. Începem etapa a doua din FL Championship, adică Liga a doua din Anglia, unde avem un meci între Bristol City și Leeds United. Haideți să vedem ce se va întâmpla în acest meci. Oh, șanse mari pentru Leeds să câștige meciul. Vedeți aici 72% și minutul 1, chiar penalti, Rodrigo 1-0. Probabil în aceeași manieră se va desfășura meciul. 2-0 Harrison în minutul 28 și chiar dacă au înscris două goluri până în minutul 28, după aceea n-au mai scris deloc până la sfârșit. Oricum, victoria este victorie, felicitări celor de la Leeds, 2-0 victorie în deplasare la Bristol City și avem meciul 2, Leicester City cu Stoke City. Leicester probabil una dintre cele mai puternice echipe din Liga a doua. Haideți să dăm start match, avem aici pe Florin Coman din nou pe bancă, se pare că managerul Leicester nu vrea să-l bage titular. Resimt o victorie clară al lui Leicester, 82% șanse să câștige meciul, cu toate că au început greoi față de Leeds. Chiar dacă jucau în deplasare, Leeds au început rapid, au deschis scorul chiar minutul 1 și apoi imediat 2-0 și Vardy din nou din penalti. Ayuze Perez majorează, în 2 minute au reușit 2 goluri cei de la Leicester City și câștigă acest meci cu 2-1 în fața lui Stoke, goluri Vardy din penalti și Ayuze Perez. Până acum ambele meciuri din Liga 2 au fost decise la... s-au deschis scorul în ambele meciuri din penalti. Interesant. Leicester câștigă cu ceva emoții, dar reușește să câștige acest meci. Avem acum Norwich cu Southampton, doi manageri care și-au trecut echipele aici și dăm start match să vedem ce se va întâmpla. Acesta este ultimul meci pe care îl voi transmite pe canal din FL Championship etapa a doua, restul vor fi doar rezultate finale anunțate pe serverul de Discord. Oh, și Norwich 1-0 minutul 5 cu... dar își revine repede Southampton, 1-1, 2-1 Norwich, avem 14 minute, 3 goluri. Norwich, pot să spun că este o surpriză în acest meci cu Southampton, Southampton favorită, dar cu toate astea nu domină în deplasare la Norwich, probabil fanii își spun cuvântul la acest meci. Avem un meci foarte, foarte strâns, Southampton forțează egalarea pe final. Se schimbă acolo câțiva jucători de ambele formații. Oare McLean să aducă victoria lui Norwich și avem meci final 2-1 pentru Norwich. O surpriză în fața celor de la Southampton. Nu se aștepta nimeni, cred, la o victorie. Poate cel mult egal, dar o victorie în niciun caz. Felicitări ambelor echipe. Și haideți să ajungem la Premier League, acolo unde avem prima etapă, Aston Villa versus Wolverhampton. Aston Villa și-a schimbat un jucător, am văzut, l-a schimbat pe Bergwijn. Iar Wolverhampton, din câte știu, a rămas fără manager, acela a fost demis. Au fost demis, cred că 3 sau 4 manageri în această etapă. Aston Villa a avut un 0-0 în prima etapă cu West Ham, iar Wolverhampton a luat bătaie 3-1 de la Arsenal. Haideți să vedem aici meciul cum decurge. Domină clar Aston Villa, dar nu reușește să înscrie, cu toate că au 92% șanse. Iată că Inaki Williams deschide scorul, Cochel majorează și meciul e gata. Aston Villa câștigă cu 2-0, goluri Inaki Williams și Koke. Bournemouth Arsenal. Un meci interesant. Arsenal a trimis doar antrenorul secund la acest meci. Bournemouth de asemenea, dați-mi să fac această modificare, ambii managerii principali nu au venit la această partidă. Probabil din motive personale, sperăm să îi vedem în etapa a treia. Altfel sunt în mare pericol de demitere și rezultat final 0-0. Fără goluri, foarte puține șuturi, foarte puține ocazii.
Dar Arsenal era favorită, clar zic eu. Acum vedeți și voi rezultatul, Bournemouth, o arenă micuță. Aici avem Brentford cu West Ham și managerul Brentford este în pericol de demitere. West Ham vine după un egal 0-0 în deplasarea de la Aston Villa. Oh, 88% șanse pentru West Ham, care începe bine. Paul Pogba, minutul 7, deschide scorul la singurul șut de până acum. Deci atenție, este aproape pauză și este, da, pauză și doar un șut pe poartă a avut West Ham. 2-0 Lucas Paqueta la al doilea șut, procentaj 100% de reușită pentru jucătorii lui West Ham. Lucas Paqueta, care a fost rezervă în meciul trecut. Deci se întâmplă, se termină meciul și scor final 2-0 pentru West Ham. Dublă, de fapt nu dublă, ambele goluri au fost marcate de Pogba și Paqueta. Da, un meci plictisitor, fără șuturi, fără ocazii. Victoria West Ham, asta e tot ce contează. Mergem mai departe la Brighton cu Tottenham. Ambele echipe și-au făcut și-au trimis cel mai bun 11 în teren de către manageri. Ușor, ușor favorită Tottenham. Haideți să vedem și Brighton. Au avut o tehnică campanie de achiziții. Eu de asta le dau și lor șanse, haideți să vedem. Se joacă închis, se joacă închis, domină un pic Brighton pe teren. Și rezultat final 0-0. Prima repriză a fost a celor de la Brighton, repriza a doua a fost a celor de la Tottenham. Rezultat de egalitate între cele două echipe. Avem aici Burnley cu Sheffield United. Ambele echipe sunt libere în mod oficial. Ambii manageri au fost demiși din în această etapă. Burnley de fapt și-a dat demisia, antrenorul de Burnley. A zis că nu e banile de el, iar cel de la Sheffield United a declarat că l-au cumpărat arabii. Rezultat final 1-1, goluri în Ndiaye și J. Rodriguez. Mergem mai departe, Chelsea cu Nottingham Forest. O surpriză la Nottingham Forest, pot spune, și anume Navas cu Felipe. Doi dintre cei mai buni jucători ai lor din lot sunt nici măcar pe banca de rezervă, sunt în afara lotului complet. Cred că va fi un meci simplu pentru Chelsea, ținând cont că joacă și acasă. 2,74% șanse pentru Chelsea să câștige acest meci. Clar va merge într-o singură direcție. Minutul 10 sunt deja 3 cornere, adică și 100% dominare. Numai că trebuie să și marcheze, asta e problema. Se joacă... Oh, autogol Badiashil din... autogol Badiashil de la Chelsea, incredibil! Deci e 1-0 pentru Nottingham. Cine ar fi crezut că Nottingham Forest va conduce în deplasare la Chelsea? Dominanță clară din partea lui Chelsea. Iată și schimbare la Nottingham. Avem aici 8-1 șuturile și egalează Osimhen. Da, nu degeaba au dat... Cred că 140 de milioane de euro sau ceva de genul au dat pe Osimhen cei de la Chelsea. Dar să faci 1-1 cu Nottingham nu e deloc ok. Se pare că managerul Nottingham știu de ce nu-l bagă pe Navas titular. Dar cred că mergea fundașul. Oricum, e 10-1 la șuturi, 1-1 scor final. Asta înseamnă să ai noroc. Mergem mai departe la Newcastle cu... Crystal Palace, de fapt Crystal Palace, Newcastle cu ceva schimbări în primul 11 față de etapa trecută. Avem un fundaș stânga tânăr în locul lui Jordi Alba. Haideți să vedem meciul. Interesant, cred că va fi o victorie destul de simplă a lui Newcastle, părerea mea. Dar vedem acum de la final. Schmeichel, noua achiziție a lui Crystal Palace, este doar pe bancă. Probabil nu s-a integrat bine în echipă. Da, și cum ne așteptam, domină Newcastle, care și înscrie până la pauză. A și înscris până la pauză, văd.
Brozovic 1-0. Am sau de mișcat. Bun. 1-0, Brozovic și așa rămâne scorul, nu cred. Așa puțin să dea Newcastle. 7-1 la șuturi și doar 1-0. Dar totuși a zis la Chelsea 10-1 și a fost 1-1. Da, 2-0 pe final Newcastle. Poate i-ar fi egalat Crystal. Ma, nu cred. Deci dacă n-ar fi înscris Phillips, care a intrat în minutul 50 în locul lui Asensio, meciul și acest meci ar fi terminat egal cu toate că a dominat tot meciul Newcastle de la cap la coadă și înscris șuturi, posesie, tot ce trebuie. 2 la 1 victorie Newcastle cu emoții. Avem acum un meci foarte interesant între Everton și Manchester United, care teoretic ar fi trebuit să fie un derby la nivel de manager, dar managerii asistenți au rămas să conducă această partidă. Manchester United câștigă cu 1-0 gol Rashford. Domina meciul, era clar că vor câștiga, Everton a luat bătaie și de la Luton în prima etapă. Deci mare, mare problemă acolo. Să vedem noul manager principal ce va reuși să facă acea echipă, să o redreseze. Manchester United cu noroc câștigă. Avem acum Fulham cu Manchester City. Manchester City cu o formulă puțin rotată față de primul 11 cel mai bun. Am văzut acolo un Yanis Hagi împrumutat de la West Ham și Jonathan Bambato de la West Ham. Ambele benzi sunt împrumutate la City. Managerul a ales să treacă pe bancă și pe Haaland, nu doar Neymar și Bernardo Silva. Cred că și Guardiola a fost titular în etapa trecută. Să vedem dacă iese el. Probabil s-a gândit că are un meci ușor. Fulham și-a pus cel mai bun 11. Și Alvarez, minutul 46, 1-0. 2-0 Yanis Hagi. Interesant. Yanis Hagi înscrie și el primul gol în Premier League la debut chiar. 3-0 Bamba din pasa lui Hagi. Hagi, omul meciului. Bamba cu Hagi, jucătorii lui West Ham rezolvă partida până la urmă. 3-0 pentru City. Haideți să vedem și ultima etapă. Liverpool cu Luton. Luton, chiar dacă a bătut pe Everton etapa trecută, în această etapă a rămas fără manager. Liverpool este liderul în campionat, dar a bătut cu 7 la 0 în prima etapă Fulham și în deplasare acum și-au schimbat un pic echipa. Au rotit acolo câțiva jucători, Immobile, Diaz, și Diaz, cred că Jota nu era titular. Au fost trecuți pe bancă, 93% șanse să câștige meciul. Încep tare deja, 3-0 la șuturi, nu-i vă bine pe Luton, care rezistă până la pauză, surprinzător, rezistă, nu se aștepta nimeni, cred. De fapt, nici n-au rezistat până la pauză, minutul 43, Gakpo scrie. Trei schimbări imediat, deci că a fost Gigi Becali pe bancă. Trei schimbări la Liverpool, McAllister înscrie. 2 la 0, 3 la 0 pentru Liverpool, care câștigă meciul. A fost mai greu până a venit primul gol. Au reușit repede să marcheze 1 după 4, minutul 43 și 44 prin Gakpo și Salah, iar McAllister să înscrie minutul 69 să rezolve meciul. 100% dominanța celor de la Liverpool. Nici măcar un șut n-a avut Luton, care a jucat o formulă defensivă, ați văzut acolo. Și cam aceasta a fost etapa a doua. Avem clasamentele pe cele două ligi. Aici este cel din Championship. O să vină grafica la fel ca cel din Premier League. Vedeți aici. Clasament Premier League. Și imediat vom posta rezultate pentru etapa a doua. Sper că v-a plăcut și ne auzim, cred că miercuri, cu etapa a treia. Pa, pa!